Echipajul de terapie intensivă mobilă Smurt Botoșani a fost dotat cu un aparat medical de ultimă generație. Este vorba de un ecograf portabil, ușor de folosit, care va permite medicilor să înțeleagă ce se întâmplă cu pacientul și să ia decizii cât mai corecte. Astfel se scurtează timpul în care bolnavul poate beneficia de îngrijiri medicale de la medicii specialiști, iar prin folosirea acestui aparat, echipajul din ambulanță are date precise despre starea pacientului, rezultate care sunt trimise către doctorii din spital, care pot stabili conduita terapeutică și se poate interveni într-un timp mai scurt. Ecograful portabil poate fi conectat la un telefon sau tabletă, iar rezultatele sunt trimise către medicii specialiști din Spitalul Județean de Urgență, care se pun astfel la curent cu starea pacientului, în timp ce acesta este încă pe drum în ambulanța de terapie intensivă mobilă spre unitatea medicală. Prin folosirea acestui aparat se poate descoperi dacă bolnavul are sângerare intraabdominală sau diferite leziuni, care până acum medicii din mașinile Smurt le bănuiau, diagnosticul fiind unul prezumptiv. Practic, ecografia se trimite specialistului încă de pe drum pentru a avea o imagine clară a tabloului clinic și a se interveni cât mai rapid. Am făcut, să zic așa, pași înainte și în domeniul terapiei intensive mobile, raportat la aparatură. Vis-a-vis de acest aparat pot să vă spun că este o achiziție nouă, nu avem experiență, dar avem cursuri făcute în cadrul rezidențiatului. Ne ajută foarte mult în cazul pacienților traumatizați, policontuzionați, unde avem suspiciune de abdomen acut. Repet, experiența noastră nu este una vastă în domeniul radioimagistice, dar putem trimite online imaginile și putem să avem confirmarea unui medic radiolog. Ceea ce oferă timp să se creeze o echipă multidisciplinară și astfel să scurtăm timpul de intervenție al pacientului, adică intrarea în bloc operator cu pregătirea echipei și acordarea îngrijirilor de urgență într-un minim de timp. Medicul din ambulanța de terapie intensivă mobilă este cel care folosește acest ecograf portabil, iar la Botoșani aparatul va deveni funcțional de săptămâna viitoare. Este prevăzut cu două capete, am spus că este o achiziție nouă, ne mândrim că facem parte dintre județele care au primit acest aparat. Urmează să primim și un aparat care va evalua gazometria și care, repet, iarăși în prespital ne va ajuta să intervenim din punct de vedere al dezechilibrelor hidroelectrolitice pentru pacienți. Ne mândrim cu acest lucru și abia așteptăm să-l folosim, zic eu, cu succes. 25 de ecografe portabile și 25 de aparate care au capacitatea măsurării mai multor parametri biologici, ambele echipamente urmând a fi folosite la locul intervenției, au intrat în dotarea echipajelor medicale, atât terestre cât și aeriene Smurt din toată țara, a anunțat șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat.